În fiecare an, pe 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre. În această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, OLT, organizează diverse activități menite să informeze și să educe populația. Riscurile naturale la nivelul județului OLT sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase, furtuni, inundații, secetă, îngheț și fenomene distructive de ordine geologică, alunecări de teren cu tremure de pământ. Reducerea efectelor dezastrelor constituie o provocare globală, prezentă și viitoare și necesită implicarea tuturor comunităților umane. Acțiunea Ziua Porților Deschise a fost cea mai interesantă pentru copii. Pompierii sting focuri, duc oamenii la spital dacă sunt bolnavi și atât știu eu despre pompieri. Ce știi tu că fac pompieri? Sting incendiile. Și altceva mai fac? Sting focul. Cum ți se pare munca pompierilor? Frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cu ce sting pompierii focul, adică cu furtunul. Au fost organizate mai multe activități pentru elevii din școli, respectiv lecții de informare preventivă, exerciții de evacuare, dar și exerciții de acordare a primului ajutor medical de bază. Informații utile despre cum pot fi prevenite situațiile de urgență, dar și despre măsurile de comportare ce trebuie luate în astfel de situații, se găsesc pe platforma națională fipregătit.ro.